Foarte bună dimineața tuturor! În studioul Virgin Radio România avem un invitat cu totul și cu totul special. Giovanni Francesco, owner Viral Nation și un prieten drag nou este în studio. Bună dimineața! Ai bună dimineața! Pentru cei care nu știu, Viral Nation este o agenție de influencer marketing și nu numai, event tot ce se poate în piața media și nu numai, dar începem cu începutul. Giovanni, ai făcut foarte multe lucruri. Care e povestea ta? Cum ai intrat în industria asta? Primii pași, care au fost? Dacă ne apucăm să vorbim, o să vorbim foarte mult. Așa. Am început cu radio. Cu radio? Da, da, de mult. După radio a fost presă scrisă, după aia a fost... Tu ai scris tu? Da. După aia a fost televiziune. Unde și ce fel de articole? La radio ai avut emisiune? Mm-hmm. Da. Ce tare! Așa? Ce emisiune aveai? Foarte, acum foarte, foarte, foarte mult timp. Am început cu emisiunea Auto. Emisiunea Auto? Exact. La radio. Bun. Stai puțin, vorbeai mai despre mașini? Da. Era o rubrică. Era foarte tare că le și test... Adică, na, aveam informații, le prezentam... Mergeai, testai mașina și vorbeai a doua foarte zi greu. La radio. Dar foarte greu la radio să prezinți o mașină, pentru că o mașină trebuie să o vezi, în primul rând. E foarte greu să explici omului și să faci o mașină să fie pe placul celui care ascultă și să-și imagineze, nu știu, bordul, volanul, oricât ai spune. Da, dar dacă o faci fan și doi la mână, nu prezentam prototipuri sau lucruri pe care oamenii nu le-au văzut pe stradă. Uh-huh. Erau mașini care erau pe stradă și noi veneam și prezentam pe vremurile acelea informații tehnice, mai la catering și așa mai departe. Făceai să fie engaging treaba. Cred că era foarte mișto. Da. Foarte amuzant. Da, da, da. Bun. Și apoi ce a urmat? După radio? După radio a urmat TV. A urmat MSM. MSM? Da, MSM Antin, România. Da. Nu știu ce înseamnă MSM. Știi ce înseamnă MSM? Nu. No. Era o televiziune muzicală, era competiția lui Atomic pe vremea aia și este un canal de, cred că mai e, un canal francofon, francez, whatever. Cred, MSM. Cred că am văzut ceva. Ai lucrat acolo? Aici, acolo, adică, da. Era un, asta e înainte de Music Channel. Păi, între timp am mai urmat MTV. Ai lucrat așa. Și la MTV. 5 ani, da. Și după aia, după aia urmat Music Channel, care au fost, mă rog, am plecat din MTV și am... Aveai nou Ligiu și ai zis, ia când fac eu MTV-ul meu. Exact. Am zis să facem o televiziune, dar nu era MTV-ul meu, era, ideea a plecat de la faptul că erau cântăreți, erau interpreți care nu prea erau difuzați în... ideea a plecat de la VH1, de fapt, care nu erau difuzați cine știe ce, deși în România erau, stăteau foarte bine în preferințele publicului. Țin minte că pe vremea aia chiar am vorbit cu un coleg de la, de la Europa. La ei, number one era Julio Iglesias, pe care Vicioanu nu-l difuza aproape niciodată. Și am zis, bă, e loc să facem ceva. Și am făcut o televiziune muzicală. Există și în ziua de azi. A urmat Hit, evident. După aia l-am făcut în Ungaria și după aia am ajuns în zona asta de influencer marketing. Deci, practic, pentru a-ți crea propria agenție de influencer marketing și evenimente și tot, pentru că nu vorbim doar de, de influenceri în ce faceți la agenție, ai trecut prin toate. A trebuit să știi să scrii și un articol, a trebuit să știi să faci și radio, a trebuit să știi să faci și televiziune, ca apoi să înțelegi toată piața media. Nu trebuie, e indicat, dar nu trebuie. Bine, noi ne știm de foarte mult timp și știi că sunt... Am niște lucruri asemănătoare cu ale tale. Mă plictisesc foarte repede. Și îmi place să și învăț lucruri. Și tocmai de asta am trecut prin toate. Dar este foarte bine să le știi pe, pe toate. Pe toate nu o să le știi niciodată. Dar să știi cât mai multe. Ca să ai răspunsuri. Da. Pentru cei care nu știu, Giovanni este omul care a fost cu mine la Radio Days în Germania. Și m-a ajutat foarte mult faptul că a fost acolo. Și pe lângă asta, tot prin, tot prin Elena, care nu e în dimineața asta cu noi aici, și Giovanni, am ajuns acolo somehow. Bine, adică, a fost încăpățânarea, a fost o surpriză ei. Da. A fost încăpățânarea ei, pentru că a auzit de la tine că îți dorești ceva foarte mult. Și atunci s-a încăpățânat să obțină treaba asta. Da, a fost cel mai tare lucru, da. Ever. Adică eu n-am depus niciun efort. Asta a fost o surpriză lor pentru mine și Elena chiar s-a încăpățânat și am fost, na, printre, cred că singurul român care face matinal. A mai fost Flavia de la București FM cu un an înainte. În rest, apoi am fost eu ca speaker.
foarte mulți oameni de radio din România merg acolo la Radio Days, dar Elena s-a încăpățânat și mi-a făcut surpriza asta după o discuție în care eu mă plângeam pe internet cumva, ia uite, ceilalți de la alte radiouri au ocazia să meargă acolo la workshop-uri și să învețe și a zis, a, eu stai mă că mă ocup. Ce frumos. Și am ajuns acolo, dar nu înțelegeți, știu că sunteți în mașini acum, dar pentru mine asta este un milestone, adică e în funcție de ce job aveți, să ajungi la Radio Days ca speaker, e cel mai mare lucru. Stai că nici noi n-am înțeles atunci exact cât de important este acest happening. Erai tu care vreau acolo, vreau acolo, poate. Dar am și vrut să mergem împreună ca să vedem, da, văd și eu despre ce e vorba asta. Na. Și când ați ajuns acolo și ați văzut care e amploarea, cred că... Da, a fost interesant, mai ales în ziua de azi în care toată lumea spune despre lucrurile astea offline, radio, TV, că domne, sunt pe ducă. Ele de fapt nu sunt pe ducă și trebuie să ajungi într-un loc de genul ăla ca să vezi că ele de fapt se transformă și da, se da, întâmplă da, alte lucruri. Da, foarte mult AI. Giovanni Francesco, owner Viral Nation România, este aici în studioul Virgin Radio România. Și apropo, felicitări pentru ultimul eveniment pe care l-ați organizat. Unde ne-am întâlnit? Vreau să zic că... Da, stai. Organizat de partenerele noastre de la Outspoken. Da. Și a fost un eveniment foarte mișto. Poți să zic? Da. Da, Yellowstone. E serialul da. Yellowstone, care face ravagii nu doar în afară, ci și în România. Vreau să vă felicit pentru că, băi, sincer, nu știu cine a făcut cateringul, dar... În ultimii ani, la un eveniment, n-am văzut și n-am mâncat ceva mai bun. Adică avea efectiv de toate. Eu nu prea mănânc la evenimente, trebuie să zic asta. Nu, încă, na, mergi la evenimente, ești cum am mâncat. Toată lumea a treaba asta. Outspoken le cheamă. Da, deci căutați-le dacă vreți da, organizări deci de evenimente. Trebuie să le mai luați. Dar aici, din ce am văzut pe Instagram, chiar a arătat totul foarte bine. Fii atent. Trecem la lucrurile serioase. De ce e o agenție de influencers marketing și nu altceva? De ce faci asta? Da, de ce nu? Pentru cumva a venit natural, era legat de ce făceam noi înainte. Când am început noi, am început și dintr-o zonă, dar am foarte mulți prieteni, logic, în zona asta de artiști, cântăreți, whatever, și am început și dintr-o chestie, nu știu cum să o numesc, dar aveam un prieten, era într-o corporație, căuta un influencer, de fapt era o cântăreață, să-i posteze ceva. Mă rog, la el ajunseseră prețurile cam de 4 ori umplate, pentru că erau foarte mulți intermediari. Desigur. Și evident, toți clienții înjurau artistul, care, domne, nu se mai statură, whatever. Ea neștii nimic. Și atunci am zis, bă, e loc de făcut treaba asta, de organizat cumva industria asta. Au apărut și niște alte entități care fac același lucru foarte bine. Pentru că așa s-a și organizat industria. Și nu se mai întâmplă lucrurile alea care se întâmplau. De acolo a plecat treaba. Da, bine, okay. Aveam oarecare experiență în zona asta. Făcusem prima mea treabă de genul. A fost o colaborare cu Smiley acum foarte mulți ani. Da. Cu el am și început. Da? Da, uite tu care ai făcut, ai avut parte de multe experiențe în viață. Cât e de greu să lucrezi cu influencerii? Nu, e ca în orice job, dacă îți place, e ok. Nu e atât, adică lumea nu se plânge de lucru cu influencer, creator, whatever, oamenii din industrie. Cel mai important e că trebuie să înțeleagă că nu prea ai weekend-uri, nu prea ai vacanțe, nu prea ai timp liber. Nu prea ai timp liber, da, exact. Adică, dar dacă îți place, e mișto, e foarte mișto. Dacă nu-ți place, nu, te apuci de altceva. Cum se convinge un brand pentru o campanie cu influenceri? Care sunt tricurile astea de a convinge un brand de a-ți da ție campania respectivă? E foarte important ce face creatorul. În sensul în care în ultimii ani se apreciază din ce în ce mai mult naturalețea. Toată lumea cere treaba asta. Orice e fake, din punctul meu de vedere, va dispărea ușor, ușor. Adică trebuie să rămână oamenii care sunt true, care recomandă lucruri pe care le și folosesc și știi bine la ce mă refer. Da, da. Da. Oamenii care cred în acele produse și nu prea merge. Suntem într-o zonă în care totul e văzut, e monitorizat, e whatever. Ori dacă tu faci endorsezi, de exemplu, un lanț de magazine, oamenii te vor vedea că tu mergi de fapt în altă parte sau consumi alte produse și da, apărea și vei dispărea. Da, așa da, greșeli se mai fac. Toată lumea face greșeli. S-au văzut și în ultimii ani, au fost creatori care au greșit. Da. Sunt greșeli, unii au fost judecați, prea din aspru. Punctul meu de vedere, prea aspru, exact. Adică suntem foarte easy în a judeca oameni și a-i răstigni, dar la urma urmei sunt niște greșeli. Da.
cum greșim cu toții, dar ne place un pic hate-ul ăsta, știi? Adică... Dar crezi că nu-i cam mult hate în România? Este foarte mult. Putem să facem un test. Adică dacă cineva postează acum, dacă aș posta eu acum, nu-l mai suport pe Vasile, primele 5 comenturi ar fi da. nici noi, o zdreanță, e whatever, înțeleg, și de-abia 10 l-ar fi. Bă, dar care Vasile? Exact, adică, da. Te refer că e hate și în blind, așa, a devenit un sport e național hate-ul. E mai easy să fii hater decât să fii apreciat sau pozitiv. E mult mai, e mai cool, știi? Adică ce vorbim la cafea? Hai să-l urâm pe ăla, hai să vedem ce și-a făcut ăla. Care crezi că este cauza acestui lucru? De capra vecinului. Și bârna doar pentru că unii au, doar pentru că unii au, sunt hate-uiți? Sau că unii obțin lucruri sau din că le afișează de vedere, pe internet? Există două feluri de invidie. Invidia pozitivă, în care văd ceva la tine și mă dau pe lângă tine sau vreau să învăț de la tine sau vin și zic arată-mi și mie cum fac să-mi iau și eu lucrul ăsta al tău. Și invidia aia altă negativă, care merge cum fac să ți-l stric să n-ai nici tu. Noi, din punctul meu de vedere, e foarte pregnant curentul ăsta de cum fac să n-ai nici tu. Tata, oamenii nu înțeleg că dacă dozezi energia în zona asta și cum fac să n-ai nici tu, nu o să am nici eu, pentru că eu, o bucată de timp, mă concentrez să-ți fac să n-ai nici tu. Și o să rămânem amândoi fără. În schimb, am putea... Așa. Păi da, e foarte simplu. E un switch mental aici, exact cum a zis Giovanni. E un switch mental. De ce să nu... Bă, cum fac să am și eu asta? Îmi place tare mult tricoul tău. Așa putem progresa. Adică, real, e foarte complicat să mai inventăm noi roata, da? Dar hai să vedem ăla care are roata, bă, cum a făcut? Cum fac să o am și eu? Da, și așa o să progresăm, pentru că ăla o să vrea și el după aia două roți de la mine, whatever. Corect, da, dar unii cred că e mai greu să faci treaba asta și e mult mai ușor să strici roata celui care a făcut-o decât să stai tu să te gândești cum ai putea tu să o faci mai bine. Acum, la sfârșitul zilei, alegerea fiecăruia, da. Dar dacă vrem să progresăm, să ajungem mai bine, ar trebui să mergem mai mult în zona asta de pozitiv și de a vedea cum reușim să creștem și noi, nu? Da. Și cum reușim să creștem? În primul rând, văzându-ți de treaba ta, doi la mână, luând lucruri bune de la toți cei din jur, mixându-le împreună sau urmând modele sau... Da? Și toate impregnate cu personalitatea ta. Adică nu trebuie să fim niște roboței, că ne-a zis cineva să facem așa, hai să facem. Dar hai să venim și cu personalitatea noastră, să o punem on top și așa o să ajungem să progresăm, cred eu. Tot dacă sunt oameni care își doresc foarte mult să facă ceva în online și... Nu au răspunsul. Nu știu care e personalitatea mea. Sunt sigur că sunt mulți puști care își doresc, mai ales că e valul ăsta acum de a devenit un job de vis ăsta de influencer. Deși de multe ori un influencer adevărat s-ar putea să nu producă nimic din online. Adică, nu știu, ci din alte lucruri. Vorbim de sportivi imenși care poate nu au campanii publicitare, dar ăia poate sunt influenceri reali. Când zic, bă, du-te și apucă-te de sport. Cum faci să îți găsești această personalitate dacă tu ai dorința de a face ceva din online? Mie mi se pare că nu-i de ajuns să ai dorința asta. Ba da, e de ajuns. Uh-huh. Exact cum spuneam, e foarte important să-ți vezi de treaba ta, dar e mai important să te focusezi pe ce faci tu și nu pe primul deal care o să-ți vină. Da, adică, și ca să simplific cumva povestea asta, da, și ca influencer este exact ca la orice întreprindere, da? Tu nu iei salariu în avans când începe luna. Iei salariu după o lună de muncă, da? Deci întâi muncești, după care iei salariu, corect? Da. Ăsta trebuie să fie focusul și aici. Muncește, vezi de treabă, arată oamenilor cine ești și cu ce valoare, exact, ce valoare aduci. Și vor veni și va veni și răsplata. Dacă tu aștepți primul deal și ești disperat sau ești disperat după cifre. Dacă te uiți tot timpul la celălalt, băi, eu am 1000 de like-uri, el are 2000, cum facă, nu crezi că nu știu ce, nu o să ajungi niciodată acolo. Dacă îți vezi de treabă, îți vezi de treabă. Și cea mai mare greșeală este, pe care noi nu o recomandăm, nu că nu o recomandăm, este din orice discuție, este cumpăratul de like-uri, de followers. Dar încă se mai cumpără? Hai mă, Giovanni, nu cred că mai sunt. Se încă cumpără, dar sunt. Se vede. Problema este că un creator suferă mai târziu când ajunge pe val și se miră de ce nu are campanie, de ce are sute de mii de followers, pentru că se vede în spate că și-a cumpărat la început, nu știu, 17% dintre ei. Agențiile văd asta, într-adevăr, există tot felul de unelte care îți arată în mod clar, m-am auzit și eu, mă bucur foarte mult că n-am făcut asta și, na, important este, cum ai zis tu, să faci ce vrei tu în online, e un fel de jurnal al tău și dacă brandurile vor veni,
chiar de poate mulți visează doar la treaba asta, e un dar de la Dumnezeu. Eu așa văd. E vorba aia din bătrân, știi, după faptă și răsplată. Fă fapta, vezi-ți de treabă. Arată oamenilor, învață oamenii, educă-i pe alți oameni. Sau arată-le cine ești tu, da? Pentru că la urma urmei oamenii ce vor să vadă? Vor să vadă cine ești tu. Zile o poveste. Da. Mâna întinsă. Da, adică spune-le, arată-le oamenilor ce vrei să le arăți, înțelegi? Și după aia așteaptă să și primești niște bani. Voi ei vor veni. Adică se văd, sunt creatori de succes care au făcut treaba asta super natural, da, au făcut-o dintr-o plăcere, dintr-o joacă și care acum sunt foarte căutați. Da. Și asta este iarăși o parte. Adică discutăm aici până mâine de treaba asta. Că după aia vin foarte multe campanii, trebuie să știi ce refuzi dintre ele sau ce faci, pentru că ce riști, te identifici mai cel mai bine. Riști să-ți ajungă feed-ul plin de reclamă, ceea ce nu e ok, pentru că e clar că nu dă bine, e clar că te-ai transformat într-un pom de Crăciun. Adică n-ai cum să faci reclamă la 10 creme diferite în care tu le recomanzi. Mai ales din același. Ba da, știi care e treaba? Ai cum, dar tu nu poți natural în viața ta de zi cu zi, nu vorbești doar despre produsele pe care le consumi. Mai vorbești și despre tine, mai râdem, mai ne gândim la jocuri, whatever. Da? Adică vorbește, poartă-te normal. Mm-hmm. Cât mai natural. Dar crezi că se va termina vreodată perioada influencerilor? Nu, niciodată. Pentru că, de fapt, ce e un influencer? Este la bază un agent de PR. Da? PR-ul s-a transformat și un influencer transmite un mesaj mai departe. Oamenii vor să vadă un chip cunoscut care le spune lucruri. Este un, sunt niște tool-uri pe care nu le-am avut acum 20-30 de ani în a interacționa cu vedete la care ne uitam. Și atunci de ce ar dispărea? Au nevoie și companiile de ei și noi toți, de altfel. Sunt niște vedete pe care le urmărim, că lăsăm la parte campanii. Noi când stăm și dăm, scrolluim, ne uităm să vedem cu ce s-a mai îmbrăcat Kim Kardashian, ce a mai spus nu știu cine, whatever. Ce-a mai mâncat. Da, exact. Baza, de fapt, asta este. Îți recomandă și niște produse și zici, bă, hai să le încerc și eu. Ok, dar baza este, vrei să vezi, stai un contact mult mai intim cu vedeta pe care o apreciezi. Dar nu asta face să moară cu adevărat fanii, de pe vremuri, fanii adevărați, interacțiunea asta cu artiștii. Eu mereu dau exemplul ăsta lui Beyoncé. Oamenii au raznat la Beyoncé pentru că ea nu-ți postează toată ziua de ce face acasă, ce mănâncă, pe unde se duce. Crezi că vor mai fi vreodată fani care urlă la fel de tare când intră pe scenă un artist? Și uite, dacă ne gândim și la Taylor Swift, că ea creează cea mai mare frenezie acum, nu știu exact că nu o urmăresc, dar nu cred că postează chiar tot ce face în fiecare zi. Și postatul ăsta cumva, nu crezi că o moară? Adică le... Chiar da, aici... limita asta. Aici e și vorba de timp, e vorba și... Asta facem noi, cumva. Pregătim și încercăm să inducem niște strategii pentru fiecare creator pe care îl avem sau cu care lucrăm. Pentru că nu e o regulă care se aplică tuturor. Avem creatori care trebuie să posteze de două ori pe lună, da? Și avem oameni care postează de două ori pe săptămână. Da? Practic creezi niște habituri în funcție și de audiență, și de creator, și de personalitatea lui, și așa mai departe. Deci totul e personalizat. Apropo de fani, știi care e treaba și la fani? Lucrurile oricum au evoluat. Dar mă referam la artiști, la artiști. Da, nu, nu. Și, chiar și fanii lor. Gândește-te că acum 30 de ani aveam fanii ăia, da, care ascultau, bă, ascultam Depeche Mode. Nu exista. Se întâlneam pe față, pe stradă, cu unul care asculta rock, se înjurau. Adică erau ăia care ascultau ceva. Se duceau la coadă când lansa Take That un album și stăteau două zile să ia album. Un album se făcea o dată la 2 ani, la 3 ani, pentru că nu era cu calculatoare, sample, whatever. Între timp, industria a evoluat. Un numărul de artiști relevanți este mult mai mare. Numărul de cântăreți relevanți este mult, mult mai mare. Și atunci, e o societate a consumerismului în care noi consumăm muzică de diverse feluri și nu mai suntem blocați în a asculta doar Beyoncé. Da, da, da. E o piață atât de mare încât... Da. Ceea ce e foarte bine. E pentru toate gusturile. Este foarte bine. Cât de greu poate un tânăr wannabe, să zicem, influencer, un tânăr care creează conținut în online, nu wannabe, wannabe e un cuvânt urât, un tânăr care creează conținut la online, să, și-ar dori să lucreze cu voi, să aibă parte de aceste strategii, de ghidarea unei agenții de influencer marketing, cum e Viral Nation, că vorbim de una din principalele agenții din țară. Dar vezi că, uite, inclusiv în speech-urile astea ale noastre, eu am niște chestii așa pe care mi le doresc să le schimb la oamenii din jur, dacă se poate. De ce folosim cât de greu este și nu folosim cât de ușor este?
Ca să pară totul mai intri complicat. Intri pe site frumos, găsești acolo un mail, ne dai un mail sau un telefon și... A, și răspundeți la cât timp? Când de repede răspundeți? Hai să încercăm. Ia, trimite mail acum. Viral Nation, dragii noștri, postăm acum. Viralnation.ro și vedem în cât timp răspundem. Și care cum refuzi? Cum refuzi? Nu se răspunde instant, că de nu ce e cineva acolo. Dacă este să refuzi, dacă ajungeți în situație. Care sunt motivele pentru care ai refuza să lucrezi cu un creator de conținut? Na, dacă m-ai ridicat la filuță, ridici. Da, nu refuzi că spui nu vreau să lucrez cu tine. Îi dai niște argumente. Ok. Dar care sunt principalele motive? Principalele motive este să ai grijă de feed-ul tău și de ce postezi, ca să arăți că vrei să ajungi creator profesionist, să-i zic, na, nu știu, așa, că toți suntem creatori, adică toți suntem influencer, real. Dar numai unul e creator. Unul e creatorul, da. Deci toți suntem, dacă vrei să faci asta ca profesie, ca job full-time, da, trebuie să ai niște skill-uri, cum aveți și voi, cum are toată lumea, da. Trebuie să arăți că ai acele skill-uri și că-ți dorești, în primul rând. Noi, tuturor celor care vin la noi, le spunem, prima întrebare este, vrei să faci asta? Pentru că aș vrea, mi-aș dori, whatever, dar vrei cu adevărat, vrei să muncești, vrei să-ți dedici timp, vrei să te trezești, să stai să te machiezi 2 ore ca să faci un story de 15 secunde? Ca și apare ușor, da, mă duc, am deschis camera, da, nu merge. Nu e, exact. Giovanni Francesco, owner Viral Nation România, este studioul Virgin Radio România. Cine vrea să devină mare influencer, scrieți-i lui Giovanni. Whatever. este motto-ul emisiunii, nu? Motto-ul emisiunii. Whatever. N-am apucat să vorbim foarte mult. Mai avem o întrebare. Ce părere ai despre AI, despre inteligența artificială în industria asta? Sunt foarte multe site-uri care deja îți oferă modele AI în locul influencerilor. Sau dacă vrei o reclamă, ai un model AI care îți face el reclama cu totul. Crezi că se vor pierde foarte multe joburi și oamenii vor accepta reclame de la AI? Că sunt mai ieftine. Nu știu ce să zic aici, pentru că AI-ul ăsta e o chestie atât de... Ascultă! Atât de vag, definită, explicată, AI. Adică lumea are impresia că AI este ce? Ai ceva, da, exact. Păi, uite, dai un prompt din ăsta, scrie acolo. Vreau un băiat care ține în mână o minge de fotbal. În primul rând, eu vreau să fac acest disclaimer. Eu sunt din categoria oamenilor care când caută ceva pe ChatGPT, spune hello prima dată, da? Și mulțumesc. Și mulțumesc la sfârșit, da. Deci așa mi se pare de ce. Și eu îi urez și o zi bună. Dacă într-o bună zi o să fie, cum ai zis tu. Și o să zic... Știe, bă, tu mi-ai zis hello. Da. Nicolae nu mi-a zis. Asta e cum l-a mușcat câinele pe Vărămiu când era mic, pentru că îi dădea cu bățul prin gard și când a scăpat, câinele avea două opțiuni. Eu și Vărămiu și l-a mușcat pe Vărămiu, că îi dădea cu bățul. Păi... Eu nu i-am făcut niciodată nimic. Fix aceeași poveste. Deci îți e teamă puțin de AI, dacă îi zici nu, nu, e vorba de respect, nu e vorba de frică. Okay. Frica e altceva. No. Din punctul meu de vedere, este un tool cu care o să învățăm să trăim, să lucrăm, o să ne ajute. Da, ok, o să dispară niște joburi cum au dispărut și când au apărut roboții dintr-o fabrică auto. Da, de acord. Dar asta nu înseamnă că oamenii nu s-au recalificat. Nu, sau ce-au descoperit noi joburi, noi alte lucruri pe care nu să le cred că AI o să ia locul oamenilor în orice înseamnă job pe planeta Pământ. Nu prea are cum. Dar el poate să ne ajute, poate să ne îndrume, real vorbind, dacă acum ai căutări pe ChatGPT la care nu prea știi, nu-ți răspunde super accurate, încă nu suntem acolo. Da? Da, uite, noi îl mai întrebăm câteodată ce zi se marchează astăzi și ne mai dă din astea, ziua murăturilor, ziua... Asta e tare, pe asta care e tare. Nu le găsim, știi? Asta e tare, e un tool care ajută. Locul există, dacă mă întreb de influencer virtuali, există, da, există, dar părerea mea că sunt încă la stadiu de curiozitate, așa. E greu. De fapt, ce face un influencer care recomandă un produs? Are o credibilitate și el vine și spune că acel produs, el îl consumă și poate îl recomandă. AI-ul o să-i lipsească treaba asta, eu îl consum. Exact. Corect, n-are cum să facă review. Poate să spună doar că eu l-am făcut. Tot. Exact, da. Bun, cam asta a fost pentru astăzi. Giovanni a fost alături de noi, mulțumim tare mult. Mulțumesc eu de invitație. Te lăsăm să te duci la colegele tale de la Viral Nation. Pe care le pup. Și avem și o piesă de final. Ne reauzim mâine de la 6:30. Bună dimineața tuturor, vă pupăm și vă iubim și vă mulțumim. Mâine poate dăm și noi banii la ce se aude. Hai, vă rugăm, mâine, încă o șansă. Zi faină, pa!